De la creatorii Nexus 4, Nexus 5 și Nexus 7, exclusiv în laboratorul Darwin, un dita mai smartphone cu care a stup și casa poporului, Nexus 6. We have a little tune that we always play for the ladies. La exterior, Nexus 6 este un Motorola Moto X umflat, atât de umflat ca impresia că se va sparge. Urma lăsată de Motorola aici se vede de-a binelea. Avem o combinație perfectă între metal și plastic foarte plăcut, care împreună redă o formă rotunjită cu margini foarte subțiri. De la asta smartphone-ul stă bine în mână chiar dacă e al naibii de mare. Atenția la detalii nu a fost lăsată într-o parte. Avem o plasare perfectă a butoanelor, iar cel de pornire este zimțat. Asta permite să-l deosebești de restul, indiferent de situație. Logică este și poziționarea marginilor, unde partea de jos este extrem de îngustă, ceea ce permite ca o mai mare parte a ecranului să încapă în mână. Apariția unui Nexus atât de mare este un pas neașteptat din partea Google, mai ales când privim Nexus-ul de anul trecut. Aici s-a vrut ca totul să fie împins la maxim, cel mai puternic procesor, cel mai bun display, cel mai mare display și așa mai departe. Nexus 6 a mers după trend. Avem un display AMOLED cu rezoluție Quad HD de 6 inci, a câte 493 de pixeli pe fiecare inci. Acesta are o opțiune moștenită de la Motorola tare interesantă. La anumite mișcări, ecranul aprinde doar o parte din pixeli, afișând notificările alb-negru, după care tu poți interacționa direct cu ele fără a debloca ecranul. Foarte ingenioasă chestie și de-a dreptul utilă. Revenind la imagine, din start display-ul are o mare problemă. La un unghi de vizualizare mai mare, toată frumusețea de detalizare și culori pline de contrast se distorsionează creând un curcubeu. Și nu, asta nu e o problemă doar a acestui device, ci a întregii game. Cum spune moldovanul, așa s-o prinit. Însă, dacă lăsăm asta într-o parte, detalizarea display-ului într-adevăr arată pe nota 10. Și totuși, fiecare felbet ar trebui să aibă sens dintr-un astfel de ecran mare, pentru că de altfel se transformă într-un alt iPhone 6 Plus. Ecranul e mare, dar ce să faci cu dânsul? Încă nu e clar. La Nexus 6 te joci și navighezi pe net foarte comod. Dacă mai vrei, mai privești și un film. Cam atât. Aici nu avem nicio opțiune care să profite de dimensiuni, deschiderea mai multor aplicații concomitent sau gruparea lor asemenelui Note 4, la fel ca și multe alte posibilități pe care le folosesc alte phableturi. În schimb, Nexus 6 are ceea ce nu poate avea niciun phablet pe Android și mai exact cea mai nouă versiune de sistem. Nexus 6 a fost primul smartphone ce rulează Android Lollipop și va fi mereu primul care va avea parte de update-uri. Vorbind de noul Android, aici avem animații plăcute, material design și, desigur, rapiditate. Asta mereu a fost cartea de vizită a Nexus-urilor. Împreună cu unul din cele mai noi procesoare, Snapdragon 805 și 3GB de RAM, totul zboară, ca și de obicei de altfel. Nu prea există concurenți când vine vorba de viteza navigării prin sistem și, în general, tot ce înseamnă jocuri, putere și rapiditate. Tot datorită noului procesor, funcția OK Google lucrează și cu ecranul stins, fără a consuma baterie. La capitolul autonomie, pe de o parte, situația e proastă, pentru că din 3220 de mAh cât are bateria, ecranul înghite aproape tot. Astfel ajunge la sfârșit de zi cu 15%, ceea ce nu e specific pentru un phablet. Pe de altă parte, Nexus 6 are un turbocharger luat de la Motorola, care în 15 minute încarcă baterie cu 25%. Sunetul e asigurat de două speakere în care mereu se adună praful, însă el este dezbătut de sunet. Calitatea într-adevăr e la nivel, un stereo foarte plăcut la toate frecvențele. Vorbind despre optica din spate, asta arată tare frumos. Blitzul, sau mai exact blitzurile, înconjoară camera. În general, camera se comportă neașteptat de bine, pozele în HDR se procesează rapid, iar la întuneric, la fel m-a surprins plăcut. Plus că avem și video în 4K. Cele mai recente device-uri ale mele au fost Nexus-uri. Nexus 4, vreo două de Nexus 5, Nexus 7 și toate aveau ceva în comun. Ofereau cel mai nou și mai rapid Android, specificații bune și, cel mai important, preț avantajos. Despre Nexus 6 încă nu este clar verdictul. S-a încercat a se face un smartphone cu de toate, cel mai mare ecran, cel mai bune specificații, cameră cu mai mulți megapixeli și, cel mai important, un preț care deja bate în clasa premium, unde avem o concurență foarte mare. În acest model am văzut mai degrabă cât de bine se pricepe Motorola la făcut smartphone-uri.
Iar dacă vreți un Nexus mai mic, neapărat aruncați o privire la noul Moto X. Ce ține de Google, s-a creat impresia că au lansat un smartphone așa, ca să știe. Dacă am urmat logica lor, Nexus 4 am avut, Nexus 5 am avut, Nexus 6 avem, Nexus 7 am avut, ce urmează planul? Uite, asta puteți să ne scrieți voi în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru faptul că canalul nostru de YouTube a trecut deja de 4.000 de subscriberi, toată asta datorită vouă. Continuați să apăsați like-uri și share-uri, iar noi ne revedem într-un nou episod. Vă spun din București, toate bune!